Un bărbat tânăr a ajuns alcoolic și a început să dea totul pe băutură din casă. Soția nu a mai rezistat să ducă o de viață și a plecat împreună cu copilul. Un prieten de-a lui a aflat că în Virita trăiește un monah care îi pe alcoolici și a început să-l convingă să meargă la el, poate îl va ajuta să se vindece. Mult timp acela nu a vrut să meargă, dar mai pe urmă s-a lăsat convins au luat biletele și au ajuns până la Leningrad. Când au sosit la gara Vitebsk, prietenul acestui bețiv s-a dus la casă să cumpere bilete și cât a stat la rând, alcoolicul s-a dus la toaletă și a propus cuiva pentru un sfert de litru de alcool să-i dea hainele. Și a dat de pe el cizmele și lenjeria de corp și a rămas numai în flanelă și pantalon, iar sfertul l-a băut pe loc. Prietenul l-a căutat, dar nici de cum nu putea înțelege când și unde a reușit să bea. S-au urcat în tren și au plecat. Sosind la casa starețului, au pășit în hol, iar părintele în acest timp explica pilda despre oaia pe care păstorul merge să o caute. Bețivul a spus prietenului său, Unde mai ai adus tu? Aici oameni nu sunt, ci numai oarecare oi. Cei beți adeseori devin slobu la gură și vrășmașul îi împinge să ia în râs și să batjocorească cele sfinte. Pentru nimic nu voi intra aici nu am ce face aici. Și îndată s-a auzit glasul starețului. Serghei, vină încoace! Îndată i-a sărit beția și l-a întrebat pe prietenul său să intre. De unde mă știe el? Dar starețul a repetat cu glas tare. Serghei, care a venit la mine cu prietenul său, să intre! Serghei a intrat și a văzut o mulțime de oameni, iar starețul i-a spus Iată, scumpii mei frați și surori, pe acest om l-au părăsit mama și soția. El a ajuns într-o situație groaznică. Tocmai ce și-a dat în gară, pe o sticlă de vodcă, lenjeria și cămașa și a venit aici numai cu o flanea. Oamenii l-au părăsit, dar nu l-a părăsit Dumnezeu. El l-a trimis aici pe prietenul acestui om, care l-a adus aici cu nădejde în ajutorul nostru. Domnul i-a ajutat fiindcă pentru el au făcut rugăciune în aceste clipe, în lăuntrul acestui om se dă o luptă înfricoșată. Duhul cel rău care a intrat în el, îl îndeamnă și vrea să mă lovească pe mine și pe prietenul său, iar apoi să fugă de aici. Și este greu să-l putem ține pe acest om. Duhul rău nu-i priește aici și nu poate să sufere, fiindcă oamenii aici se roagă. Și iată, dragii mei, acum numai de noi depinde unde se va duce și ce va ajunge acest om nefericit. Haideți toți împreună să ne rugăm lui Dumnezeu și Maicii Domnului ca să-i ajute acestui om. Toți cât se aflau în chidie au început să se roage, iar unii au început chiar să plângă. Și în acest bețiv a căzut la pământ și a început să se lovească cu prins de tânguire. Mult timp a stat astfel și a plâns, iar oamenii se rugau. La sfârșit starețul a spus, el nu va mai bea de acum înainte, a voit să se sinucidă, dar nu a făcut-o fiindcă pentru el se făcea rugăciune. Rugăciunea îngrădește și respinge cumplitele îndemnuri ale puterii întunecate. Și mai cu deosebire este puternică rugăciunea celor apropiați. Rugăciunea mamei, rugăciunea prietenului, ea are o mare putere. Până la sfârșitul vieții, Serghei nu a mai pus alcool în gură. A devenit profund credincios și fiu duhovnicesc al starețului.